România dependentă de Rusia. 4 ani în care aceste gaze puteau fi exploatate și puteam să nu fim la 30% importuri din Rusia, ci să fim la zero. Dar am votat pentru, chiar dacă este foarte târziu, în ceasul al 12-lea, pentru că România trebuie să ajungă la independență energetică. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt solicitări? Mai avem una de la neafiliați, nu cred că este Nicolae. De la AUR. S-a luat cuvântul, nu vă supărați. Partea Partidului Național Liberal există? Un Roman, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Partidului Național Liberal a votat astăzi pentru adoptarea acestui proiect de lege. PNL a votat pentru un gaz mai ieftin în casele românilor, nu pentru gaz rusesc scump în casele românilor. PNL a votat astăzi pentru siguranța și independența energetică a României. PNL nu a votat pentru a continua dependența față de Rusia. PNL a votat astăzi pentru ca România să devină furnizor regional de gaze și nu să fie dependent de Rusia. PNL a votat astăzi pentru români, pentru România, pentru Europa și nu pentru interesele Rusiei. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Nu mai aveți unde să interveniți dacă nu vă supărați. Domnul, există un regulament pe care îl respectăm cu toți. Din partea fiecărui grup parlamentar există câte o solicitare de cuvânt. Vă mulțumesc. O să iau și o cuvânt. Îmi pare foarte rău. Sincer, nu cred că de la tribuna Parlamentului trebuie să vă citez regulamentul. Puteți să-l faceți în timpul dumneavoastră liber. Astăzi a votat legea offshore. Aș vrea să mă refer foarte mult nici la trecutul îndepărtat, nici la trecutul mai apropiat, când a existat o majoritate parlamentară ca să treceți această lege. N-ați făcut acest lucru. Îmi pare rău pentru lucrurile majore care se întâmplă în România. Întotdeauna Partidul Social Democrat trebuie să vină să intervine și să rezolve problema. Cu adevărat, România din acest moment a intrat în linie dreaptă pentru independență energetică. Acesta este lucru cel mai important. Statul român, prin taxe directe și indirecte, va încasa 60% din valoarea gazelor din Marea Neagră, iarăși un lucru foarte important, și din momentul în care vom scoate prima moleculă din această investiție, România va deveni un jucător regional important. Restul, cu tot respectul, e cancan. Mulțumesc! Știrea miezii, informația de ultimă oră cu o tranziție pe care am urmărit-o în urmă cu puțin timp din Parlament. Legea care poate scăpa România de gazele rusești a primit votul final în Camera Deputaților. E vorba practic de o comoară aproape îngropată de statul român an la rând. S-a tergiversat această lege care permitea extragerea. De spus că în Marea Neagră sunt aproximativ 200 de miliarde de metri cubi de gaze, ar putea acoperi consumul României vreme de 20 de ani. Lege offshore criticată și contestată de unele voci, dar care ar putea aduce venituri considerabile României, pentru că trebuie știut, aceste gaze nu vor intra automat în sistemul național, ci ele vor intra în piața liberă. 60% din profit va veni României, 40% va merge către investitori. Premierul Nicolae Ciucă.
avem certitudinea că într-o perioadă nu mai mare de 5 ani de zile să putem să devenim cu adevărat independenți din punct de vedere energetic. Astăzi, domnule președinte, se va aproba legea offshore în Parlamentul României. Vom crea astfel predictibilitatea și posibilitatea ca investițiile atât în exploatarea resurselor offshore cât și onshore să poată să demareze. La sfârșitul lunii iunie vom avea prima moleculă de gaz extras din Marea Neagră care va intra în sistem. Nu mai târziu de sfârșitul anului 2026, începutul anului 2027, să avem resursa de gaz necesară, atât pentru asigurarea independenței necesare pentru economia românească, pentru consumul public.